Centrul Medico-Social de Îngrijire la Domiciliu din cadrul Asociației Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a împlinit 10 ani de la înființare. 71 de persoane aflate în grija centrului primesc hrană caldă de 4 ori pe săptămână. De asemenea, 5 elevi orfani de la Seminarul Teologic Ortodox din Suceava și 2 studenți orfani au asigurat cazarea și masa pe tot parcursul studiilor. Centrul Medico-Social de Îngrijire la Domiciliu din cadrul Asociației Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava se adresează persoanelor de vârsta a treia aflate în situații de risc social, familiilor defavorizate cu mulți copii și tinerilor cu posibilități materiale reduse. Mănăstirea Sfântul Ioan are o asociație care se ocupă de îngrijirea bătrânilor, îngrijirea la domiciliu. Aici îi primesc cele necesare traiului vieții de zi cu zi și totodată prin sprijinul nostru al mănăstirii și al arhiepiscopiei venim și în sprijin sufletesc al lor, în care, fiind și în perioada postului mare, și nu numai, ci oricând simt ei nevoia, îi spovedim, îi împărtășim, chiar facem săptămânal și taina Sfântului Maslu și căutăm așa ca și ei să se simte că Hristos este prezent în viața lor, că prin activități care le facem aici de citire sau de convorbire cu citatele biblice din citatele Sfinților Părinți și ei se simtă că se pregătesc pentru mântuire și că nădejdea mântuirii este prin slujitorii bisericii, prin taina spovedanii și a împărtășanii, bucuria învierii sufletului și apoi răspătirea de către Hristos a vieții cele veșnice. 71 de persoane aflate în grija centrului primesc hrană caldă de 4 ori pe săptămână, iar 5 elevi și 7 studenți orfani beneficiază aici de cazare și masă pe tot parcursul studiilor. Vom desfășura niște activități de creativitate pentru a stimula pe bătrânii care sunt aici, persoanele, nu numai bătrânele, pentru a petrece timpul liber cât mai frumos. Ei, având o vârstă oarecare, nu pot face orice activități, dar trebuie să ne adaptăm condițiilor vârstei și a sistemului în care sunt. De altfel, vom lucra și cu copiii care fac after school aici. Centrul educativ tip after school stă la dispoziția 28 de copii proveniți din familii nevoiașe care primesc aici zilnic și o masă caldă. Consider că este benefic acest program pentru că îi reunește pe copii, aduce împreună, comunică foarte bine, socializează. Consider că este un lucru pozitiv pentru ei toți la această școală. Mă numesc Lungeanu Marina Alexandra, sunt de la școala Grigore Ghica Voievod. Sunt în clasa 5-a și vin aici ca să pot să-mi fac temele și să învăț. Sunt în clasa 6-a și am venit pentru acest program, am venit la acest program pentru a învăța mai multe lucruri, să fiu înțeleasă și să învăț mai bine la școală. De-a lungul celor 10 ani de existență, asociația a beneficiat permanent de sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.